Salutare, dragilor! Bună dimineața! O zi cu soare astăzi în Quito, deși vremea aici este imprevizibilă. Acum este soare, peste 5 minute plouă și tot așa, adică ciclurile se reiau cam la intervale destul de scurte. Mă scuzați, dar respir greu pentru că noi suntem la o altitudine destul de mare, ați văzut și în vlogurile anterioare, și în momentul în care urcăm scările de la hotel, obosim, rămânem fără aer. Nu știu ce e în neregulă cu noi. E cu noi ceva în neregulă sau da. E în general o problemă? E în general o problemă de altitudine. Da. Avem planuri mărețe astăzi, dar începem cu o prezentare a hotelului nostru, pentru că noi am prezentat doar camera în primul vlog filmat aici în Quito, în care am vorbit despre Galapagos, însă vrem să vă facem cunoștință cu oamenii și dețin acest hotel, pentru că noi, stând aici mai multe zile, i-am cunoscut mai bine, am înțeles foarte mult mesajele pe care ei le transmit, simbolurile pe care ei le folosesc ca decorațiune aici în hotelul pe care îl dețin, și mi s-a părut fascinant, adică mi se pare o lecție de, nu știu, patriotism e mult spus, o formă de a respecta trecutul, tradițiile, obiceiurile, și cred că este un hotel unic aici în Quito. Nu merge pe genul acesta de hotel comercial, în care totul este din sticlă, cu elemente moderne și se bazează pe elementele culturale ale poporului ecuadorian. Incaș versus indigeni. Și vă las acum compania lor, Rodrigo și Ivon sunt foarte simpatici, pun foarte multă pasiune în ceea ce fac și pentru asta îi apreciem și vrem să-i cunoașteți și voi. Un gusto compartir esta entrevista con mis nuevos amigos que han venido a visitarme acá, a Ecuador. Siempre es grato para nosotros tener una conexión con las diferentes culturas y gente de Europa y de muchas partes del mundo. Quiero hacerles conocer mi proyecto. Mi proyecto está basado en el mundo andino, en la cosmovisión andina de la América. Hablamos del mundo inca, hablamos del mundo ancestral. Entonces nuestro proyecto se llama Chacana por la razón de un calendario andino que es como la cruz de Jesús, podemos decirlo, que es muy importante. Nuestro proyecto está basado en los tres mundos de la Chacana: el Ucupacha, Caipacha y Janampacha. Ucupacha significa el mundo que está abajo de la tierra, el mundo donde se siembra la semilla y donde florece. Es el mundo de armonía y equilibrio, representado con la tierra, con la serpiente, que es un animal sagrado. Eso representa la planta baja del restaurante, el hotel. Entonces toda la parte baja del hotel es el Ucupacha. Y ahí el Caipacha, pues subimos como la espiral de la vida y se va transmutando el animal y se muta en un jaguar o en un puma. Y a la culebra le sale pues las patitas, y significa el presente, aquí y ahora. Todo lo que es la flora, la fauna, todo lo que vemos en el mundo, todo lo que yo te represento, te comparto, todo lo que yo hablo, todo mi acto de reciprocidad representa el Caipacha, y las habitaciones representan ese mundo. El Janampacha representa el mundo de arriba, que es el mundo estelar, el mundo divino, donde está Dios, donde está la dualidad, donde están los astros y está el sol como padre, la luna como madre. Entonces el cóndor es el animal sagrado y es la terraza del proyecto nuestro, lo que representa el concepto. En este espacio tenemos el símbolo de la Tahuapacha, que es también una iconografía sagrada y tiene que ver con la Chacana. Y alrededor hemos puesto en una construcción de adobe y también ecológica, hemos puesto animales que pertenecen a simbologías antiguas de hace 400 años aproximadamente y de distintas culturas, pero de los Andes. Entonces tenemos la geometría que siempre se utiliza en distintos templos antiguos que se encuentran en Perú, en Bolivia, y también tenemos en Ecuador. Y tenemos también las aves, que son muy importantes porque justamente tiene que ver con este tercer espacio. El hotel, tenemos muchas habitaciones, pero todas son de Sudamérica. Entonces tenemos representaciones de Bolivia como Tiwanaku, también tenemos de Cusco, Machu Picchu. Tenemos también de Ecuador, varias culturas de la costa, de la Amazonía, del oriente y también de la sierra. Todas las habitaciones tienen una iconografía
especial realizada por varios artistas y hemos tratado de colocar lo más representativo de distintas culturas. Acá es un calendario andino que representa ciclos de las festividades, ¿no?, del mundo andino. Entonces, mira, aquí está el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, aquí vamos a representar las fiestas, ¿no? Entonces, como sale el sol, primer año andino. Entonces, no es como primero de enero, es 21 de marzo, abril, mayo, junio. Aquí es el solsticio, ¿no? Entonces, esto representa, pues, se llama Inti Raymi, la fiesta del sol. Junio, julio, agosto, septiembre, la fiesta de la luna, que es la lluvia, que es lo que se siembra, el momento que se comienza a sembrar. Octubre, noviembre, diciembre es cuando ha crecido la plantita, como una plantita chiquita, que es el niño Jesús, el niño en plantita, digámoslo, en el mundo andino es, pues, todo tiene relación. Enero, febrero, marzo, llegamos a marzo. Entonces tenemos las cuatro festividades. Entonces, eso es lo que queremos aquí transmitir, una armonía y equilibrio con los elementos, con la naturaleza, con el respeto a los ancestros, con el respeto a los protectores de las montañas. Este mural representa a una mujer emblemática en la cosmovisión y en el mundo indígena de Ecuador. Ella fue una líder revolucionaria para luchar por los derechos de las comunidades indígenas, como una madre montaña, porque en el mundo andino las montañas son sagradas, son los apus, son espíritus antiguos que conviven con el hombre, y quisimos representar un paisaje andino con Mama Tránsito Amaguaña como una mujer montaña. Y tenemos arriba la chacana, que es un símbolo muy importante porque es un calendario, y también está el sol, que es muy importante en la cosmovisión andina. Los invitamos para que conozcan, y está abierto Chacano Hotel Boutique para cuando para que conozcan más sobre el país y Ecuador. Am intrat și eu în cadru, vă salut pe toți. După două zile de lockdown a venit momentul să părăsim acest oraș. Mergem să vedem jumătatea lumii și apoi ne continuăm traseul prin țară. O să mergem, de fapt, să închiriem mașină prima oară, să o preluăm pentru Corect. Că am rezervat-o deja. Și apoi mergem într-un loc, mândrie națională pentru ecuadorieni, Mitad del Mundo se numește, adică mijlocul lumii. Este locul în care linia ecuatorială trece și, practic, o să fim cu un picior în emisfera sudică și cu celălalt picior în emisfera nordică. Da, o să fie interesant. Vremea ține cu noi și încă respirăm greu, vedeți că ne și trebuie să ne grăbim puțin pentru că avem rezervare la 11 și 11 și 5 minute. Let's go. Am ajuns la centrul de închirieri auto, să închiriem mașină de la aceeași firmă de la care am închiriat și în Columbia, pentru că e cea mai accesibilă la preț și eu zice că am închiriat așa ceva, o buburuză. Dar este perfectă pentru noi doi. Da, uite, asta nu e rău. Ar fi mers pe drumurile din Ecuador. Haideți să vedem dacă totul se desfășoară, ok? Pentru că ai văzut ce aglomerație și pe asta se face. Și cât așteptăm noi aici, vreau să vă arăt pe doamna aceasta de la curățenie, care e îmbrăcată în straie tradiționale. Ce frumoasă e! Oricum, seamănă cu iile noastre românești. Foarte mult! Mult, da! Ce tare! Așa arată mașinuța ce ne va purta prin Ecuador timp de 16 zile. E un model Kia Picanto, muy Picanto. Da, e o mașinuță nouă, micuță, drăguță. Plătim pentru ea 535 de dolari pentru 16 zile, exact ce vă spuneam, adică 33 de dolari pe zi. Cam mult, dar era cea mai ieftină variantă. E foarte costisitor să închiriezi mașina aici în Ecuador. Și am mai plătit o garanție de 450 de dolari pentru că nu am luat asigurare full. Dacă am fi luat-o cu asigurare full, am fi plătit 850 de dolari și atunci, da, nu, nu face aici sens. Nu știu dacă în cap, cam mic porbagajul. Stați să vedeți și voi cât e de micuț. Ia, priviți-l. Ba da, în cap, Ion. Zici că în cap? Ba nu în cap. Nu ne încap bagajele. Ups! Da, așadar, să pornim în aventură. E manuală, nu, Ion? Da. Nu mai putem să facem. Arată bine în interior, da, e mașină nouă. Singura chestie e că e manuală și, na, o să fie mai greu de condus.
dar e ok. Pregătit la aventură? Nu e mai greu neapărat, sunt mega pregătit. Hai să mergem. Și dacă la Logan nu am avut geamuri electrice, aici avem. Yay! A fost foarte simpatică fata de la închiriere auto pentru că ne arăta ambreiajul, ne explica cum să folosim... Când pleci de pe loc să... Da, ea nu știe că noi venim aici din România, da, uite, are și o tabletă. Bun, arată bine. Am ajuns la destinație, am parcat mașina și suntem cu capul în nori la propriu din nou. E frig aici, sunt 17 grade și noi nu suntem îmbrăcați tocmai adecvat, dar noroc de poncioul acesta că mă salvează și cum spunea Raluca pe live, sunt scufița roșie în Ecuador. Sau vrăjitoarea, ce are? Deci noi am ajuns la mijlocul lumii și aici e un spațiu amenajat, o să-l descoperim împreună. Trebuie să plătim un bilet de intrare de $5 de persoană și parcarea $3, în total $13 și avem acces și la un muzeu. O să ne plimbăm puțin în zona asta, o să dureze, cred că cel puțin jumătate de oră toată aventura de astăzi. Eu sperăm să nu înceapă ploaia mai tare de atât și mai sunt și alți turiști, nu bine, vremea e plăcută. Ok. Parcadero. Ingreso. Gracias. Am emoții așa, pentru că e un moment istoric din viața noastră să fim fix pe linia ecuatorului, adică în momentul în care învățam la geografie despre asta, nu m-aș fi gândit că o să ajung atât de departe, o să ajung aici, sincer. Nu știam că e spațiu amenajat aici. Băi, nici eu cream că e gratis, știi, dar totuși s-au gândit ei să exploateze zona asta din punct de vedere turistic, științific, istoric, geografic. Ajungem la monument prima oară. Wow, ce tare! Monumentul acesta din spatele meu este foarte important în Ecuador și în general pentru lumea științifică. A fost ridicat în cinstea celor ce au participat la definirea acestei linii a ecuatorului. A fost o expediție ce a pornit în anul 1736 către Polul Nord, Polul Sud și Ecuador și monumentul în sine a fost ridicat la începutul secolului al 20, adică undeva prin anii 1910-20, cam așa. Da, impresionant. Deci suntem la mijlocul pământului acum. Mijlocul pământului. Vinci Ferry. Pe aleea aceasta vedeți că sunt figurile, sculpturile celor ce au participat în această expediție și au putut finaliza ceea ce vom vedea noi astăzi. Da, grație lor, bineînțeles. Și încă ceva am uitat să spun, cei ce au participat în această expediție au fost oameni de știință din Franța și câțiva, dar foarte puțin din Spania. Se văd norii din spatele tău, Ion. Mă uitam acum că sunt foarte multe magazine de suveniruri, foarte multe restaurante, cafenele, tot felul de buticuri, adică zona asta este foarte turistică. E un domn aici care face poze contra cost, dar cam bate vântul așa, la propriu și la figurat. Hai să vedem, observ că se poate urca în această clădire, în acest monument, de fapt. Hai să vedem și noi dacă ne este permis accesul, dacă intrăm bilet. Am plătit, cred că intrăm bilet. Da? Da. Ei, fără să ne dăm seama, am ajuns pe linia ecuatorului. Priviți, aceasta este. Practic, un picior suntem în emisfera sudică și cu celălalt în emisfera nordică. Nu ne-am dat seama, noi mergem așa, în voia sorții, în voia întâmplării. Voiam să urcăm în acest monument, dar uite că asta e linia, da, într-adevăr. Așa am văzut și în fotografii, semnalizată cu galben. Da, nu știu, nu simt nimic. Da. Dar nu simt nimic, nicio emoție acum. Nu știu dacă ar trebui să simt ceva. Și acum îmi imaginez globul pământesc și linia aceasta care îl traversează. Și da, am ajuns într-un loc istoric. Ce frumos! Deci fiți atenți, eu acum sunt pe linia ecuatorială,
Și apoi? Sunt cu un picior în emisfera nordică și cu celălalt în emisfera sudică. Cât de tare! Mamă mia! Băi, foarte mișto sentimentul să te afli aici. Chiar e foarte, foarte fain. Da, iarăși suntem recunoscători că am ajuns într-un punct atât de important pentru omenire, știi? Pentru evoluție, pentru știință. Uite, încolo este Barcelona, e un indicator în spatele lui Ion. Bogota, New York, Barcelona. În partea cealaltă, Galapagos, Buenos Aires. Tu cum ești, Ion? Cum te simți? Da, nu simt nimic, sincer. Fiindcă știința a evoluat, în ultimii ani s-au făcut măsurători și se pare că linia aceasta nu ar fi 100% reală. Acum depinde foarte mult de omul de știință pe care îl întrebi sau de cercetarea pe care o citești sau la care ai acces, știi? Dar dacă Ecuador și-a asumat faptul că aici se află mijlocul Pământului, noi credem pe cuvânt, există variante cum că ar fi la 240 de metri distanță, de fapt, de această linie. Noi suntem fericiți că ne aflăm aici, nu suntem aici să dezbatem teoriile emise de oamenii de știință, ci să ne bucurăm că am ajuns într-un punct istoric, fie că e aici sau 240 de metri mai încolo. Nu contează, suntem aici. A început ploaia. Da, și e și soare. Da, e și soare aici, dar am văzut câteva fotografii frumoase din dron aici. Se vede piața asta foarte frumos. Nu, nu o să o ridic. Nu o să o ridici pentru că trebuie un permis special și nu avem voie să o ridicăm, dar ne bucurăm. Uite, Barcelona e la o distanță de 9252 de kilometri. Aproape. Aproape, da. Și Galapagos 745 de mile. Și aici s-a dezvoltat un adevărat complex cu magazine, restaurante, găsești tot ce vrei. Uitați, la magazinul din față, de exemplu, găsim hamace. E un punct turistic foarte, foarte important pe harta Ecuadorului. Iar în fiecare colț sunt punctele cardinale. Și acum haideți să vă spun ceva amuzant, tocmai ne-am pierdut unul de celălalt. Eu sunt în emisfera nordică și Ion este în emisfera sudică. Și a fost foarte amuzant să ne facem cu mâna unul celuilalt din partea opusă. Am cucerit vârful acestui monument în sfârșit după un efort îndelungat de câteva secunde. Încă ne dăm mari bătăi de cap aclimatizarea. Se vede foarte frumos de aici orașul. Noi suntem la 26 de kilometri distanță față de Quito. Și da, putem vedea mai bine, putem admira de sus linia aceasta imaginară a Ecuatorului și în această clădire se află și un muzeu. Imediat o să ne uităm pentru că nu ne-au dat voie acum la urcare, ne-au spus la coborâre. Mă așteptam să fie mult mai cald în zona asta, nu știu de ce, când spui Ecuator, pentru mine spui căldură, spui o climă mai blândă, dar fiindcă ne aflăm la o altitudine destul de mare, plouă și e nourat și... Da, poate și vântul, dar nu mai contează, suntem aici și atunci uităm de toate aceste mici impedimente. Aici ne sunt explicate etapele definirii acestei linii a Ecuatorului, a acestor măsurători, anii parcurși. În anul 1936 a fost construit acest monument în care ne aflăm noi astăzi și de-a lungul timpului a suferit diverse îmbunătățiri, să-i spunem așa. Ok, haideți să vedem la următorul etaj ce ne așteaptă și ghiciți ce, acum am ajuns în Galapagos, o mândrie a acestei țări. Am mai spus deja că ecuadorienii sunt foarte mândri de aceste insule. Aici pe acest perete sunt reprezentate insulele ce aparțin de Galapagos, cele mai importante de fapt, cu câteva explicații. Iar aici animăluțele de care ne este așa de dor. Doamne, în ce paradis am fost noi pentru 10 zile, uitați-vă puțin. Aici este un domn ce reprezintă tribul indigen și aici o doamnă din comunitatea Pamba Mesa. Cum pare că îți plac încălțămintele ei? Da, am și eu ceva similar. Cred că e o doamnă care vinde sau gătește ceva
într-o piață. Cât de frumos e îmbrăcată și seamănă cu ținuta pe care o avea din aur doamna de la curățenie, de la firma de închiriere auto. Un război de țesut aici. Da, un poncio ca al meu. Aici e un domn. Cred că sunt reprezentate aici principalele industrii, să zicem așa. Da, ramuri ale economiei acestei țări. Partea de textile, faptul că ei produc aceste ponciouri și probabil le vând în întreaga lume, da, din lână de alpaca. Și privițile ce frumoase sunt. Nu știu dacă o să le vedem noi în realitate. Aici este o reprezentare a unui festival ce are loc în luna septembrie, Mama Negra, și cumva simbolizează câștigarea independenței Ecuadorului. Priviți puțin ce detalii, ce costume. Fuuu, cât de frumos! Oamenii aceștia chiar țin foarte mult la tradiții și pentru asta le oferim toată aprecierea noastră. Doamne, ce costume! Incredibil. Cred că e un adevărat spectacol să particip la un festival de aici din Ecuador. Tocmai am aflat un aspect foarte important al acestei țări și anume că are o comunitate foarte mare de afro-ecuadorieni. Bineînțeles că sunt africani ce s-au adaptat aici stilului de viață, dar care au adus picături, să spunem așa, din cultura lor. Acestea sunt credințele lor după care își ghidează existența. Puh, ce frumos, uite! Ar fi interesant să vizităm un sat de-al lor. Aici este reprezentat un șaman, pentru că, da, ecuadorienii sunt recunoscuți și pentru asta în întreaga lume. Și ajungem din nou în zona artizanilor, ce realizează aceste hamace. Sunt din paie, nu sunt din material textil. La pescarii din Ecuador, bineînțeles, o meserie și o ramură foarte importantă a economiei naționale. Iar aici este o altă reprezentare a unei sărbători locale, se numește Festivalul Pendon și este foarte important pentru comunitatea Ava de aici din Ecuador. Și mi-amintește foarte mult de Columbia și de doamnele din Cartagena. Am ajuns în Amazon, aici sunt reprezentate comunitățile din Amazon, el este un exponent al culturii Cofan. Impresionant Ecuadorul, vedeți și voi cât de complex este și cât de mult diferă comunitățile de la o zonă la alta și din punct de vedere al fizionomiei, al tradițiilor, al culturii, al credințelor în special. Am ieșit din monument și sincer mi-a plăcut foarte mult incursiunea aceasta în istoria Ecuadorului, în comunitățile ce trăiesc aici în Ecuador. Nu credeam că este atât de complex. Pentru mine a fost așa, wow, atâția oameni fascinanți locuiesc în țara aceasta, atâtea comunități total diferite, nu au nicio legătură unii cu ceilalți. Da, mi-a plăcut mult și de acum îmi pare rău că noi mai stăm doar 16 zile în Ecuador. Putem noi reveni? Ba da, întotdeauna. A început să plouă mai tare și va trebui să ne retragem pentru că noi astăzi părăsim Quito și mergem în Mindo. Trebuie să ne întoarcem acum în Quito, să luăm bagajele și apoi să plecăm iarăși. Da, și avem puțină treabă și e destul de târziu și după ora 8 nu mai e voie să ieși din casă. Bine, dacă ai rezervare la hotel, întotdeauna te iartă poliția. Da, ne-a plăcut expediția, mini-expediția de astăzi, că nu putem numi expediția. A fost așa, o activitate turistică. Și înainte de a merge la mașină, am venit să vedem acest semn, Mitad del Mundo, care ne reamintește de locul în care ne aflăm noi, de fapt, dar se întinde pe o suprafață foarte mare zona asta. Noi am văzut o mică parte, mai sunt niște muzee pe care le-am ratat, ați văzut multe, multe magazine, spații de joacă, restaurante, parcări. Da, Mitad del Mundo. Mijlocul lumii, al pământului. Hei, hei, am ajuns la hotel, ne-am luat bagajele.
Ploați. Suntem ploați la propriu și la figurat. Doi pui ploați. Noi plecăm acum către Mindo, o zonă extrem de frumoasă, situată în apropierea capitalei, în apropierea orașului Quito, la 2 ore și jumătate distanță. E de fapt un cloud forest acolo, o să fim cazați în mijlocul pădurii, o să fie ceva inedit, dar uite că noi cât am stat în Quito, vremea a fost bună, astăzi a plouat, așadar și la revedere într-un mod cât se poate de plăcut, că nu ne deranjează că plouă în ultima zi, important e că n-a plouat în celelalte cât am stat noi aici. Și traficul este paralizat. Am avut așa momente în care avem impresia că sunt în București, că suntem iarăși în trafic. Ne vedem de pe drum, ne vedem din Mindo, vă arătăm cazarea și apoi încheiem vlogul, pentru că avem o cazare destul de drăguță, din cât am văzut eu pe Booking. Da, da. Uh-huh. Eu nu știe nimic, niciodată nu știu unde merge. Știi ce e Mindo? Băi... Out forest, da? Da, da, că am zis la vina cu alte cuvinte, fica Ion.